Bani puțini și muncă multă, așa își plâng poștașii gorjeni nemulțumirile. Liderii de sindicat afirmă că toți angajații din instituții au participat la acțiunea de protest, punându-și banderole albe la mâna stângă. Ne cerem drepturile, ne cerem o majorare de salariu până la 20%, se cere respectarea contractului colectiv de muncă și totodată îmbunătățirea serviciilor. Greva a început la ora 10. Conducerea filialei gorjene susține că activitatea nu a fost perturbată și că cei 540 de angajați din Gorj și-au continuat programul de lucru. Și dacă am fost în grevă și am înțeles că aceasta a constat doar în purtarea banderolelor albe pe brațul fiecărui sindicalist nemulțumit, activitatea poștală nu a fost perturbată. Clienții au fost serviți în funcție de preferințele fiecăruia. Acțiunea de astăzi nu va fi singura. Greva japoneză va fi urmată de un alt protest al poștașilor, joi la ora 10. Aceștia vor picheta sediile oficiilor județene de poștă și sediul Poștei Române din capitală. Dacă nici acea acțiune nu va da roade, angajații vor trece la măsuri extreme. În caz că nu se obține nimic, liderii naționali și cei județeni vor intra în greva foamei, care va avea loc la București. La nivel național, peste 20.000 de angajați ai Poștei Române au fost astăzi în grevă.